De la generozitate extravagantă la ipocrizie. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 32 până la versetul 11 din capitolul 5. Pericolul ipocriziei ne pândește pe fiecare dintre noi și nu de puține ori putem alterna între a excela într-un domeniu și a fi foarte slabi sau vulnerabili în altul. Este o poveste a unui bărbat care a mers la un restaurant drive-thru ca să cumpere ceva comandând la fereastra de dinainte acelei în care a primit pachetul cu hamburgerul pe care tocmai și l-a dorit. A luat punga pe care i-a oferit-o persoana de la geam, a mers mai departe, surpriză când a deschis punga în loc să-și găsească ceea ce a comandat, punga era plină cu bani. Omul surprins a întors mașina, a intrat în restaurant, a căutat pe managerul restaurantului și a explicat că ceva s-a întâmplat și el a primit banii pe care ei au strâns în ziua aia. Mă rog, din greșeală, fata care era acolo a luat punga în care managerul strângea banii. Avea el o filozofie, dacă cumva se întâmplă să fie atacat, prădat, nimeni să nu știe unde sunt banii. Și când managerul a văzut cât de cinstit este acest om, ce domnule, dar rar găsesc pe cineva care să vină să restituie banii, zice, vă rog să rămâneți aici câteva clipe, vreau să chem o televiziune să vă iau un interviu. Și omul speriat a spus, vă rog frumos, nu chemați pe nimeni, pentru că femeia care e cu mine nu e nevasta mea. În timp ce putem excela într-un domeniu și fi foarte riguroși și să ne asigurăm că totul este bine, prin nebăgare de seamă, deschidem o ușă într-un alt domeniu al vieții noastre, unde devenim foarte vulnerabili. Haideți să citim povestirea aceasta așa cum o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 32. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Sfânta Scriptură, așa cum vă spun mereu, vă încurajez și de data aceasta, luați-vă Biblia cu dumneavoastră, chiar dacă aveți echipamente electronice, înțeleg, și eu folosesc destul de mult, dar prefer, probabil datorită vârstei mele, prefer hârtia, așa, care mă ajută să am memoria vizuală. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 32. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile sunt ale lui și aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Capitolul 5, versetul 1. Dar, în contrast cu bărbatul acesta, da, cu Barnaba, dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta sa, Safira. Și apoi a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul.
O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit și l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt acum la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Nu știu câți ați vrea să participați la slujba acestei biserici. Haideți pentru început să facem cunoștință cu biserica din Ierusalim. În primul rând, biserica asta este caracterizată de o mare unitate, spune versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Erau o inimă. Asta subliniază nivelul spiritual. Împărtășeau, de fapt, aceeași credință în Domnul Iisus Hristos, același sistem de valori, aceleași practici prezente în viața lor și, de asemenea, aceeași filozofie de slujire. Erau o inimă, dar erau și un suflet. Cumva vine să sublinieze nivelul experiențial pe care îl trăiesc credincioșii din biserica din Ierusalim. Aparțineau unii altora. De fapt, aparțineau aceleiași familii, familia Domnului Iisus Hristos, care se întâlnea în biserica din Ierusalim. Aveau totul în comun. Da, aveau aceeași natură adamică, păcătoasă, de care au fost răscumpărați. Aveau același Mântuitor care le-a salvat sufletul. Aveau același Duh Sfânt care locuia în ei și care producea această unitate. Aparțineau aceleiași biserici, trupul Domnului Iisus Hristos, și surprinzător, aveau aceleași resurse financiare. Aveau totul în comun. Au pus proprietățile împreună. A fost ceva spontan, n-a fost nicio obligație, nimeni nu le-a cerut să facă lucrul acesta, ci dragostea lor fierbinte pentru Dumnezeu, pasiunea lor, i-a determinat ca în mod voluntar să facă lucrul acesta. Da, biserica din Ierusalim, în al doilea rând, este caracterizată de o mare generozitate. Aș putea să-mi permit să spun, este o generozitate extravagantă. Citesc versetele 34 până la 36, căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Și avem exemplu unui bărbat aici, un levit, Iosif, numit de apostol Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru. Totul, în înțelegerea lor, aparținea lui Dumnezeu. Totul era disponibil celor ce erau în nevoie. Nimic nu era în mod exclusiv doar a cuiva. Își împărțeau averile, posesiunile lor, într-un mod generos și în loc să-și lege inima de posesiuni, ei le dăruiesc și le mută în cer. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus că unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Iată cuvintele lui. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 19 până la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi
și inima voastră. Și dați-mi voie să vă adresez o întrebare în egală măsură dumneavoastră cât și mie. Unde vă este comoara? Comoara dumneavoastră, unde este? E interesant, versetul 35 ne spune că nu dădeau bani direct săracilor, ci le puneau la picioarele apostolilor. Și ei distribuiau în funcție de nevoi. E interesantă abordarea pe care o are această biserică. Eu văd, mă întâlnesc, nu săptămânal, dar aproape, Marcel, cred că se întâlnește aproape săptămânal cu situații în care cineva trece pe aici și vrea să fie ajutat. Câteodată avem surpriza neplăcută ca cineva să cerșească. Noi nu încurajăm cerșitul, ba chiar suntem împotriva cerșitului. Noi credem că orice om are demnitate și nu trebuie să ajungă să cerșească. Și dacă îmi permiteți să vă dau sfatul meu aici, este al meu, da, nu am pretenția că vă spun ceva ce vine de la Domnul, fiți rezervați în a încuraja cerșitul. Mai bine să facem o anchetă socială, ceea ce Departamentul de Ajutorare al Bisericii noastre face, și în urma acelei anchete sociale, în urma unei analize serioase, ei decid cum să ajute persoana respectivă. Știți, există unii oameni care exploatează naivitatea religioasă. Și noi credincioșii suntem foarte predispuși din acest punct de vedere să fim manipulați. Pentru că suntem sensibili, noi vrem să-i ajutăm pe oameni, avem inima deschisă, iar sunt, din păcate, oameni care vor să profite. Și unii chiar profită. De aceea, mie îmi place principiul acesta. Aduceau la picioarele apostolilor. Erau oameni desemnați special care se ocupau cu ajutorarea. Și vreau să folosesc acest prilej să-i mulțumesc lui Marcel și, în mod special, lui Sorin Toma, celor doi care slujesc în biserica noastră în acest departament. Știu că nu este întotdeauna simplu. Câteodată trăirile lor emoționale sunt foarte puternice pentru că nu știi întotdeauna ce să faci, cum să acționezi. Eu personal apreciez modul în care ei slujesc în acest departament și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i folosească spre slava Lui. Dar viața creștină nu înseamnă doar să nu faci rău, ci presupune să ne și iubim unii pe alții. Vedeți, ceea ce se întâmplă în biserica din Ierusalim nu este comunism. Unii dintre noi am trăit în perioada aceea. Unii dintre părinții sau bunicii noștri au fost deposedați de proprietățile lor de către comuniști care au venit în modul acela agresiv și au confiscat proprietățile. Nu, aici nu este comunism, cum pare la prima vedere, pentru că aici nu este implicat guvernul. Nu este implicată forța, nu este implicată legea. Oamenii aceștia iubesc voluntar, este alegerea lor. Sunt în mijlocul unei persecuții cumplite la Ierusalim. Și este evident, când citești Scriptura, că nu vei mai găsi în nicio altă biserică această practică. Singurul loc unde vezi că se întâmplă acest lucru este în biserica din Ierusalim. Și asta se întâmplă până în anul 70, când Ierusalimul este dărâmat. Nu vom mai întâlni practica aceasta mai târziu. Dați-mi voie să cred că acești credincioși au făcut într-un anume fel o mișcare profetică, ținând cont de faptul că doar peste câțiva ani, în anul 70, Ierusalimul va fi distrus, proprietățile vor fi confiscate, și ei vor trebui să plece din Ierusalim fără absolut nimic. Nu vi se pare foarte înțelept faptul că înainte ca cineva să vină să le ia proprietățile, ei le-au vândut și le-au transformat în cash? Și apoi le-au dat cash-ul acesta către cei care erau în nevoie. Oricum, până la urmă, toți locuitorii din Ierusalim au pierdut totul. Doar creștinii
doar ei au știut să valorifice proprietățile. Mi se pare interesant lucrul acesta. Credincioșia noastră nu constă în a crede corect, în a avea un crez ortodox, care înseamnă a crede ceea ce este corect, ci credincioșia noastră se vede în aplicarea ceea ce credem noi, în practică, în ceea ce facem în viața de zi cu zi. Problema e că noi, în cultura noastră, este europeană și poate chiar și în cea românească, istoric vorbind, voluntariatul nu este o virtute a noastră. Eram scoși în mod forțat la muncă patriotică, ni se spunea, în perioada comunismului. Și probabil că undeva, în adâncul conștiinței noastre, s-a dezvoltat o repulsie față de faptul că tocmai în ziua de Crăciun, tocmai în ziua de Paște, se făcea muncă patriotică. Dar, dragii mei, voluntariatul, generozitatea, este ceva natural pentru un creștin care umblă cu Domnul. Generozitatea poate fi văzută ca o valoare, iar dărnicia este modul în care valoarea aceea devine practică. Da, dărnicia este actul acela, disciplina aceea a închinării credinciosului, prin care oferă timp, resurse financiare, cunoștințe, talente, pentru susținerea viziunii bisericii, pentru misiunea Bisericii lui Hristos. Gândiți-vă la câți oameni în biserica noastră își oferă timpul, talentul, experiența lor, pasiunea lor, pentru ca multe lucruri frumoase să se întâmple aici. Generozitatea în contextul bisericii locale este, de fapt, manifestarea iubirii, a compasiunii și dorinței acelea de a ajuta, de a sprijini viziunea comunității, a bisericii. Pe alocuri implică sacrificiu, dăruire, devotament în mod activ și susținerea lucrării lui Dumnezeu. Dar dărnicia este un imperativ biblic. Având ca motivație, ca obiectiv, întărirea spiritului de recunoștință și de mulțumire față de cel de la care primim toate lucrurile. Dacă ești sănătos, dacă ești deștept, dacă ai o profesie bună, dacă poți face lucruri în viața aceasta, în momentul în care alegi să dăruiești, recunoști în mod implicit că totul vine de la Dumnezeu. N-ai făcut nimic ca să fii tu sănătos și diferit de alții. Dărnicia este modalitatea prin care Dumnezeu ne invită să fim părtași la misiunea sa. Da, este, dacă vreți, un antidot împotriva egoismului care este în ființa noastră, a îmbuibării și a risipei de către credincioși. Da, e, dacă vreți, modalitatea aceea de a dobândi bucuria. Bucuria că tu poți fi parte la ceva măreț. Există mai multe moduri în care putem cultiva dărnicia și, trecând peste toate câte eu mi le-am notat aici, aș vrea să vă amintesc versetul pe care îl spune Apostolul Pavel despre Iisus, care zice în Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 35, e mai ferice să dai decât să primești. Și vreau să vă propun o hartă a generozității. Nu știu cum stați cu generozitatea, pentru că nu-i treaba mea să mă ocup de cum vă administrați finanțele. Fiecare dintre dumneavoastră le administrați pentru dumneavoastră și în relația cu Dumnezeu. Dar iată cum am putea să măsurăm cumva cultivarea, reușita cultivării generozității. Primul pas. De la indiferență financiară la prima donație. Poate n-ai făcut niciodată o donație. Da? Fă un prim pas. Fă o donație. Dăruiește din ceea ce ai. De la prima donație, pasul 2, treci la donații frecvente. Apoi, de la donațiile frecvente, la donații procentuale. Noi credem că 10% aparține bisericii locale de care noi aparținem. Și cu bucurie
le oferim înaintea lui Dumnezeu. Și pasul 4, de la donații procentuale la donații extraordinare, sacrificiale. Dar dărnicia noastră este expresia altruismului, a generozității și constituie, dacă vreți, unul dintre parametrii fundamentali și obiectivi ai măsurării spiritualității noastre. Știu că banii și spiritualitatea în mintea unora dintre noi nu prea sunt cumva compatibili. Și totuși, dacă vrei să știi cât de spiritual ești, una dintre modalități este să vezi dărnicia pe care o practici. Această virtute transcede simpla ofrandă materială, reprezintă mai degrabă o manifestare profundă a compasiunii și a grijii pe care o avem față de cei din jurul nostru. Și într-o lume plină de nevoi și provocări, dărnicia devine un atribut personal, o măsură a convingerilor noastre profunde religioase și un angajament, dacă vreți, față de principiile creștine. Așa că eu vreau să vă invit în această dimineață să fiți generoși. Nu știu dacă ați observat în viață, dar eu m-am uitat așa. Sunt oameni care totdeauna se plâng că n-au bani. Și de obicei sunt zgârciți. Și am întâlnit oameni generoși care întotdeauna au bani să dea. Ați văzut asta în viață? Deschideți ochii și urmăriți-o. Omul care e strâns la pungă, care își numără fiecare leuță acolo să nu cumva să dea prea mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, mereu se va plânge că nu are bani. Uitați-vă la omul generos care dă cu bucurie, Dumnezeu îl binecuvântează. Când dai cu inima strânsă, când dai pentru că așa trebuie, când dai pentru că vrei să fii văzut, că dai și tu ceva, eu îți dau un sfat, nu mai da. Oricum dai degeaba. Adică măcar pierzi bani, du-te și consume cum vrei în altă parte. Dărnicia trebuie făcută cu bucurie. Trebuie făcută cu inima largă. O altă caracteristică a bisericii primare este caracterizată de putere. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Mărturiseau cu putere învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos era făcut vizibil prin biserica sa. Apostolii mărturiseau lucrul acesta cu îndrăsneală, cu autoritate, care venea din faptul că au fost umpluți cu Duhul Sfânt și în mod personal s-au întâlnit cu Hristosul înviat dintre cei morți. Apoi, în al patrulea rând, este caracterizată de mare har. Harul a produs între ei această împărțire generoasă. Harul a produs exercitarea darurilor spirituale în viața apostolilor, în viața lui Barnaba, dar și în viața celorlalți credincioși. Era un mare har peste biserica primară, biserica din Ierusalim. Dragii mei, eu mă uit la trăsăturile astea și n-am cum să nu spun că tare mi-aș dori ca și biserica noastră să fie caracterizată de asemenea trăiri. Ce ziceți? Putem spune amin? Dar haideți să ne uităm la partea a doua a textului din care am citit. Ați observat cum începe capitolul 5? Dar. Și acest dar vine să pună în contrast ceea ce s-a spus până acum, generozitatea asta extravagantă, cu o familie care, din păcate, va ajunge în ipocrizie. Anania și Safira dovedesc lipsă de integritate. Am aici o definiție pe care am luat-o de la Andy Seidel a integrității, care mi-a plăcut foarte mult. Integritatea are de-a face cu existența, zice el, a unei corespondențe între valorile interioare, crezul, da? Valorile interioare ale unei persoane, cuvintele pe care le rostește și acțiunile pe care le face. Relația dintre sistemul meu de valori, vorbele mele și acțiunile mele
comunică dacă eu sunt o persoană integră sau sunt o persoană lipsită de integritate. În schița următoare, observați cele trei cercuri care reprezintă valorile, cuvintele și acțiunile noastre. Cu cât se suprapun mai mult, cu atât suntem oameni mai integri. Integru vine și de la întreg. În limba română noi avem o vorbă care spune tipul ăsta este dintr-o bucată sau ce în gușă și în căpușă. Nu-i duplicitate, da? Trăiește ceea ce spune, practică ceea ce gândește. Toate astea sunt în corelare. Haideți să ne uităm la familia aceasta, Anania și Safira. Gândiți-vă pentru o clipă, care sunt valorile acestei familii? Când vă gândiți la ea, ce-i valoros pentru familia asta? Din cât ne dă textul acesta? Nu știm mai multe decât informația de aici. Banii sunt importanți, materialismul. Mai găsiți la ei pe lângă bani vreo valoare? Imaginea de sine. Ce spun alții despre mine? Au văzut modul în care oamenii s-au raportat la Barnaba, bărbatul acesta deosebit care își vinde proprietățile, aduce banii și îi pune la picioarele apostolilor și a văzut respectul pe care l-a căpătat. Și a zis, wow, e important ce spun oamenii despre noi. E important cum ne vede lumea. Să nu ziceți că asta nu este o ispită care ne pândește și pe noi. Cine de aici nu este interesat să dea bine? Când v-ați uitat în oglindă dimineață și v-ați aranjat așa un piculeț și v-ați parfumat și v-ați... La ce v-ați gândit? Mă gândesc ca Domnul Iisus să fie glorificat în închinarea mea, să... Da? Hai să fim onești așa și să dăm un pic religiozitatea noastră la o parte ca să privim în adâncul inimii noastre. Dar câteodată imaginea de sine devine atât de puternică încât ea domină viața noastră și îi lăsăm pe alții să ne controleze și de fapt noi nu mai suntem niște oameni liberi. Suntem sclavii celor din partea cărora am dorit să primim acea imagine, zicem noi, corectă. Da, astea sunt două valori pe care eu le văd la familia aceasta, materialismul și imaginea de sine. Dar unde-i problema lor? Inconsecvența dintre sistemul de valori și cuvinte, pentru că la ei se suprapune ce cred, aia spun. Dar practica, acțiunea lor este foarte diferită. Adică aduc o parte din valoarea proprietății la picioarele apostolilor și spun, acum numele nostru va fi egal cu numele lui Barnaba. Ne vor trata la același nivel, o să ne pună la panoul de onoare, pe pozele din foaierul bisericii o să avem o imagine mare cu noi, toată lumea o să știe că suntem cei care am generat resurse financiare pentru lucrarea lui Dumnezeu. O, slăvit să fie Domnul, nu? Și apoi, o parte din avere, din ce au vândut, o păstrează pentru ei, pentru că pentru ei banii sunt importanți. Și ceea ce spun ei este, de fapt, în dezacord cu valorile și acțiunile lor. Scuzați-mă, mai devreme am făcut o greșeală. Deci ei ce cred, ce valori au și cum acționează, astea se suprapun. Dar ceea ce spun este foarte diferit. Este lipsa sincerității sau, dacă vreți, poate fi numit, când studiezi integritatea, sindromul Anania și Safira. Textul creează acest contrast foarte puternic între Barnaba și Anania și Safira. Barnaba dovedește generozitate extravagantă. Anania și Safira, ipocrizie. Pentru ei e important cum îi văd oamenii, respectul pe care îl au. Și în loc să fie onești, Petru spune, nu v-a cerut nimeni să aduceți banii. Putea să-i țineți pe toți pentru voi. Nu v-a cerut nimeni să vă vindeți proprietățile. Putea să le păstrați pentru voi. Nu asta este problema. Problema este că voi ați ales minciuna. Voi ați ales
modul greșit în care ați dorit să, prin care ați ajuns la a câștiga așa numita reputație. Pentru ce, versetul 3 din Faptele Apostolilor, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Astea sunt cuvinte foarte grele. Satana ți-a umplut inima ca să minți pe Duhul Sfânt, adică nu pe noi oamenii ne-ai mințit, spune Petru. Și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. E tulburător ce spune aici Petru. Observați, în versetul 4 spune să-l minți pe Duhul Sfânt și apoi în versetul 3, să-l minți pe Duhul Sfânt și în versetul 4 n-ai mințit oamenii, ci pe Dumnezeu. Și observați, pentru Petru, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Noi suntem trinitarieni, credem în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sigur că sunt oameni care întreabă, bun, dar apare cuvântul Trinitate în Biblie? Simplu aș putea să spun, dar ați găsit undeva în Biblie că apare cuvântul Biblie? Dar noi credem în Biblie, nu-i așa? Deși nu apare conceptul explicit Trinitate, n-ai cum să nu vezi când citești atent Biblia că acest concept este acolo. Spre exemplu, primul verset din Biblie. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Textul original folosește pentru Dumnezeu cuvântul Elohim, care înseamnă pluralitate. E ca și cum noi am încercat să spunem munții Carpați la singular. Reușiți? Când vorbești de Dumnezeu, este unul singur Dumnezeu, dar în același timp este pluralitate, este Elohim. Versetul 2 din Genesa, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și iată că ai conceptul de Trinitate, Elohim în primul verset, pluralitate, și ai imediat Duhul Sfânt care este acolo, care participă la actul creației. Și Dumnezeu spune în Geneza, capitolul 1, să facem om, să facem, nu să fac, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Mă rog, eu nu vreau să insist acum foarte mult asupra acestui aspect, dar vreau să subliniez faptul că atunci când noi mințim, îl mințim pe Duhul Sfânt, care este Dumnezeu. Și asta este o ofensă foarte mare. Ceea ce pentru mine este tulburător este să vii la biserică cu dărnicia și să nu mai pleci, să mori. Să vii gândindu-te că în sfârșit faci un lucru pentru Dumnezeu și să te trezești cu judecata lui Dumnezeu care aduce moarte. Vedeți, asta este ipocrizia. Vrem să ne dăm drept alții. Vrem să ascundem ceva. Și gradul nostru de ipocrizie poate crește pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă nu suntem atenți, el se poate dezvolta. Vă amintiți de Iuda care este împreună cu ceilalți 12 ucenici înainte de răstignirea Mântuitorului și vine o femeie cu vasul de alabastru care este un vas scump și care conține un parfum foarte scump, îl sparge și unge trupul Mântuitorului. Vă amintiți ce a comentat Iuda? Risipă! Banii ăștia puteau fi dați la săraci. Nobil, nu-i așa? Cine poate să se contrazică cu o astfel de perspectivă? Nimeni. Dar este un comentariu pe care îl fac ce Biblia spunea lucrul acesta nu pentru că îi păsa de săraci, era ipocrit, ci pentru că lua ce se strângea în pungă și ținea pentru el. Ipocrizia
poate să atingă anumite aspecte ale vieții noastre. Anania și Safira au dorit să primească lauda, dar n-au fost gata să plătească prețul pentru lauda pe care ei și-o doreau. Așa că aleg să mintă. Cam după 3 ceasuri, spune versetul 7, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, răspunsea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată că picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă. Au scos-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce auziseră aceste lucruri. Ce ciudățenii se întâmplă aici. Moare soțul în timp ce își aduce darul la altar. Cam după 3 ore, același lucru se întâmplă cu soția. Tinerii îngroapă pe rând și probabil când au intrat a doua oară în încăpere, s-au întrebat care o fi următorul. Prima slujbă de înmormântare prezentată în Cartea Faptele Apostolilor este înmormântarea unui ipocrit. Nu vă tulbură lucrul ăsta? Nu știm despre o altă înmormântare în cartea aceasta. Asta e prima care ni se prezintă. În 1 Corinteni, capitolul 11, când Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului și cum ar trebui să ne pregătim pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, el ne spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși, pentru că dacă nu ne cercetăm și luăm cina Domnului cu nebăgare de seamă, cu păcate în viața noastră nerezolvate, cu relații rupte, zice, asta duce ca mulți dintre voi să fie bolnavi, nu puțin să doarmă și în unele traduceri spun și nu mulți și nu puțin să moară. Cum dăruim? În primul rând, cu onestitate. Foarte important să dăruim cinstit. Iată ce spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Înțelegeți cum trebuie făcută dărnicia noastră? Cu bucurie, cu onestitate. Ipocrizia se manifestă atunci când te duci la caserie și spui, asta este zeciuiala mea, dar nu-i zeciuiala, eu ceva. Este exact situația lui Anania și Safira. Ipocrizia se manifestă în rugăciunile noastre. Doamne, te voi sluji cu toată ființa mea. Voi fi doar al tău. Și luni îți începi viața de zi cu zi și trăiești același stil de viață. Este ipocrizie. Ipocrizie este să cânți duminica. Doamne, te voi sluji. Îmi predau toată inima. Și de luni până sâmbătă să trăiești viața ca și cum nu l-ai cunoaște pe Dumnezeu. Care este consecința în biserica din Ierusalim în urma morții celor doi soți? O mare frică a cuprins pe toți. Vedeți dumneavoastră, trezirile spirituale aduc în biserică oameni de tot felul. Aduc oameni născuți din nou, care experimentează schimbarea interioară, care pur și simplu îl caută pe Domnul. Dar, din păcate, vin și oameni care mimează toate acestea. Vin oameni cu interese greșite, poate îmi găsesc o fată cinstită pe acolo, pe la... Adică el a fost, cum a fost toată viața, dar încearcă așa, vine la biserică, poate o găsi o fată cinstită, da? Nu știu, sunt tot felul de rațiuni pentru care unii oameni se pot alipi de biserică. Și așa se întâmplă în orice trezire spirituală. Dar nimic nu este mai trist decât atunci când biserica lui Iisus Hristos este subminată din interior. Când ne trădează cineva de afară, când trădează interesele lui Dumnezeu cineva de afară, cum să vă spun, eu sunt indignat că la Jocurile Olimpice este batjocorită cina cea de taină.
Dar am vreo așteptare de la niște oameni nelegiuiți? Dar cât de trist este când cineva din mijlocul bisericii, prin trăirea lui, prin ceea ce face, îl necinstește pe Dumnezeu. Așa că, în concluzie, vreau să vă adresez două întrebări simple, ușor de dedus din textul pe care l-am avut. Cum stăm la capitolul generozitate? Între 0 și 10, ce notă îți dai? Cum ar evalua Dumnezeu, în schimb, generozitatea noastră? Când El se uită la cum dăruim, unde ne este inima noastră. Și aș vrea să ne rugăm în sensul acesta. Apoi aș vrea să vă invit să ne analizăm la capitolul ipocrizie. Am căzut vreodată în ispita de a fi ipocriți? De a spune ceva, dar nu reflecta exact ceea ce credeam? De a face ceva, ceea ce nu era așa cum noi știm că ar fi trebuit să fie? Aș vrea să invit aici echipa de laudă și închinare și aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să vă ridicați. Haideți să avem un timp în care, haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Noi, fie aici, fie acasă, fie la serviciu, fie pe stradă, oriunde am fi, noi de fapt suntem în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne oferim un timp în care să ne cercetăm. Și dacă se întâmplă și am descoperit domenii de ipocrizie în viața noastră, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne pocăim de ele. Să cerem îndurare și ajutor de la Dumnezeu pentru a întări acel domeniu din viața noastră. La El este har. Haideți să ne rugăm împreună.